Către finalul vieții lui, Johannes Brahms, care fusese îndrăgit și respectat de publicul din Viena, se reîntoarce la o muzică pe care el o ține atât de drag lui, o muzică melancolică și o muzică frumoasă. Găsim într-o scrisoare pe care el i-o trimite Clarei Schumann, o prietenă de o viață pe care a avut-o, și îi descrie așa, Clara, în vara aceasta am scris o serie de dansuri și de cântece micuțe. De fapt, ce compusese Brahms era Sinfonia a patra. O sinfonie care e plină de viață, e plină de o frumusețe extraordinară, dar începe foarte melancolic. Începe ca un semn de întrebare în care Brahms se uită la o viață întreagă în spate, iar apoi finalul acestei piese e un final măreț, maestuos și frumos. În ea, ca și compozitor, Brahms compune într-un stil care îl face pe el aparte. Vedeți, Brahms întotdeauna s-a uitat înapoi, în trecut, de unde și-a găsit inspirația. Nu a fost un compozitor care să aducă atât de mult o inovație în muzică sau o avangardă, ci el s-a inspirat din stilurile și formele din trecut. De aceea, în ultima parte a sinfoniei, găsim o pasacalia, care este un gen de muzică pe care Bach și Buxtehude l-au inventat mai devreme, cam cu aproape 150 de ani mai devreme. Și el folosește această structură muzicală să creeze o ultimă parte a sinfoniei care să arate virtuozitatea orchestrei și să ne arate și virtuozitatea lui ca și compozitor.